Fără îndoială că unele dintre cele mai valoroase momente ale festivalului au fost cele consumate în cadrul Colocviului Național de Dramaturgie Mircea Ghițulescu. Cele două sesiuni, de marți și de joi, au reunit idei care de mult se voiau rostite, mai ales că ultimul colocviu similar s-a desfășurat în 2004. Una peste alta, seminarele au beneficiat de prezențe deosebite. Am avut bucuria să participe și Mircea Radu Iacoban, remarcabil dramaturg, fost director al Teatrului Național din Iași, fost director al Teatrului Luceafăr din Iași, scriitor jucat pe mai toate scenele țării înainte. El a fost cel care, împreună cu Zenofodă, practic au ținut ziua a doua a Colegiului Național de Dramaturgie Mircea Ghițulescu. Ei au moderat într-un fel și au plantat punctele de sprijin pentru aceste discuții foarte bune și intervențiile lui Nicolae Modreanu, regizor de film și de teatru TV, intervențiile doamnei Jeana Morărescu, Dinu Grigorescu și ale scriitoarei Marilena Dumitrescu. Mâine giurgiuvenii sunt invitați să vizioneze ultimele piese de teatru jucate în festival. Poate nu întâmplător, piesa de final aparține teatrului nostru Tudor Vianu și are o distribuție deosebită. La ora 17, Gaunerii, prezentată de teatrul Pygmalion din Viena, regia lui Ciro Țino, cu o formidabilă actriță, Julia Brock-Shaur, una dintre tinerele aflate pe val în mișcarea teatrală din Austria. Iar seara, de la ora 20, în Sala Mare, încheiem a 16-a ediție a festivalului cu piesa bulgarului Orlin Diakov, în cadrul programului dunărean Giurgiu Ruse, De când te aștept, cu Ion Haiduc, Cristi Iacob, Violeta Teașcă, Gabriela Iacob și Avram Miră, regia Vlad Stănescu. Așadar, mâine gong final la cea de-a 16-a ediție a Festivalului Teatrelor Dunărene, organizat timp de o săptămână la Giurgiu. O altă ediție a festivalului va lua sfârșit, dar teatrul merge înainte.